întâmpinarea implementării acestor proiecte. De aceea, câteva săptămâni am lucrat cu colegii din Minister și am propus această reașezare. Am discutat acest cadru și cu președintele României și cu primul ministru și în cadrul coaliției. Am prezentat ideile principale și peste tot s-a luat agreement, ca să mergem mai departe. De aceea am pus transparență publică și acum aflu, sau Ministerul se află în acel proces de avizare cu tot ce este foarte important în Ministerul. Ce situații schimbăm? Știm unde plecăm toți. În acest moment, 80% din timpul alocat unui proiect este consumat acest timp de birocrație, de avize, certificate de urbanism, tot felul de lucruri. 20% de implementarea efectivă. Gândiți-vă unde era România dacă erau procentele invers. 20 cu birocrația și 80 cu implementarea. Și atunci, sunt câteva principii de bază la această schimbare. 1. Umblăm la toate lucrurile legate de rezilierea unui contract. Ce înseamnă? Avem destule exemple și dacă vorbim de zona noastră, chiar avem exemple de constructori care nu se înscriu în contractul pe care l-au semnat inițial. Din diverse motive, nu vreau să dezvolt. Ca să poți să înlocuiești, să reziliezi în acest moment un contract, un constructor neserios și să vină altcineva să preia lucrarea de unde a lăsat-o cel neserios, îți ia cam 2 ani să înlocuiești. 2 ani pierduți. Și atunci umblăm la partea asta, astfel încât undeva în 3 luni jumate să poți să înlocuiești când reziliezi un contract. Undeva la 3 luni jumate, maxim 4 luni. Respectând toate etapele. Și să intre în loc altcineva. A doua chestiune, la fel de importantă, e cea legată de avize. Principiul de bază este adoptarea tacită. Dacă în 2 săptămâni trimit de ministerul, că e NAIR-ul, că e CFR-ul, nu contează ce. Către, ca să dau un exemplu, Consiliul Județean Timiș, că avem nevoie de un certificat de urbanism și nu a răspuns, în 2 săptămâni se consideră tacit. Vă dau exemplu acum în care există corespondență între CNAIR și o primărie de 2 ani. De 2 ani se schimbă adrese. Pentru ce? Pentru inexistența unei clădiri. O adeverință pentru inexistența unei clădiri, dacă vă vine să vedeți. Și atunci principiul de bază este acesta. În 2 săptămâni de zile trebuie să-mi dai, ori mi-l dai cu observații și în 5 zile după ce face pe baza acelor observații, ori n-ai trimis nimic, în 2 săptămâni este tacit, urmând încă, în cazul în care ai observații, încă 5 zile și s-a terminat. Asta este valabil pentru toate instituțiile din România, pentru infrastructura de transport. Și este decupat, asta vreau să vă spun la început, acest proiect, eu l-am făcut, sau Ministerul Transportului l-a făcut pentru Ministerul Transportului. A treia chestiune este cea legată de relocări de utilități. În acest moment, sau când vrei să construiești pe un anumit traseu, te lovești de tot felul de proprietari de utilități. Că sunt de energie electrică, sunt de gaz, că sunt de cablu. Relația este una între CNAIR, să dau exemplu, și CFR, sau CFR și deținătorii de utilități,
este una care durează la fel foarte mult. Același principiu. 2 săptămâni. În mare, și vă spuneam mai devreme, toate lucrurile acestea sunt decupate și sunt adresate Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Sigur că am trimis și de când e în transparență publică de câteva zile acest proiect de lege, au venit și alți titulari de ministere din guvern să spună că ar vrea să nu fie doar la transportul, să fie la toată lumea ce am făcut noi. Vreau să vă spun că n-am nimic împotrivă și mă folosesc de acest prilej să se întâmple acest lucru cu o singură condiție. Ca nu cumva această cerință să ducă la blocarea proiectului. Pentru că eu cunosc această tactică în care toată lumea spune pozitiv, da, dar și îți adaug 20 de pagini de observații. Condiția este ca nu cumva, pe care o am ca inițiator Ministerul Transporturilor, ca toate aceste lucruri să ducă la blocare. Și n-am nimic împotrivă să se întâmple pentru toată lumea. Legat, asta este cadrul general. Vă repet, sper ca miercuri să intre în ședința de guvern și să avem toate avizele, astfel încât, pe după publicarea în Monitor Oficial, să putem să intrăm într-un nou cadru legislativ absolut necesar. Absolut necesar în a discuta dezvoltarea infrastructurii de transport din România. Dacă nu, vom merge în ritmul pe care îl cunoaștem, ce îl cunoaștem cu toții de 20 de ani. Nu spun că nu e un proiect perfectibil. Departe de mine, orice propunere poate fi îmbunătățită. Orice chestiune care îmbunătățește tot acest cadru, preluăm cu multă deschidere. Acum revenind la zona, dacă vreți, de interes județean, chiar și regional. De dimineață m-am întâlnit cu managerii, directorii din coordonarea Ministerului Transporturilor. Sunt și puncte bune, sunt și puncte mai puțin bune ca informații publice. Pe zona de aeroport. Că și așa am văzut în această perioadă că există un interes pe zona respectivă. Undeva la sfârșitul lunii martie se închide și va fi comunicat public câștigătorul pentru terminalul nou de plecări. De asemenea, în acest moment au două proiecte pe finanțare europeană care în perioada următoare vor fi aprobate pe echipamente, ceea ce e un lucru bun, foarte bun. Există un memorandum de înțelegere pentru dezvoltarea unei zone cargo pe care o va finanța Ministerul Transporturilor în valoare de 23 de milioane de euro. Și care nu intră pe zona de ajutor de stat pentru că este business. Ministerul finanțează urmând să încaseze de pe urma dezvoltării infrastructurii respective. Și e un termen în care se prezintă acest business plan, dacă vreți, 15 aprilie, repet, finanțare de la Ministerul Transporturilor și depun în perioada următoare, aici e suma de 23 de milioane de euro, un program
proiect pe un sistem integrat de securitate aeroportuară. Tot ceea ce înseamnă perimetrul aeroportului Timișoara. Vă spuneam că aici aceste... Acolo este zona Ministerului Apărării, nu e zona Ministerului Transportului. Proiectul în valoare 23 de milioane de euro și sunt optimist că toate aceste proiecte se vor desfășura într-o viteză potrivită, cel pe dezvoltare, deci ăsta e de 23 de milioane, cel pe dezvoltarea și pe finanțarea Ministerului Transporturilor e de 6 milioane de euro, acele facilități care. Țin să remarc faptul că, la modul în care mi-a prezentat domnul director al aeroportului, să zicem, contractele încheiate până în acest moment de trafic, au crescut. Au crescut substanțial. Sunt până acum încheiate contracte pe chartere de 540 de curse noi, ceea ce e un record, înțeleg, pentru aeroport. Și se reia zona de curse regulate care s-a pierdut în perioada de pandemie, cu destinații Barcelona, Valencia, Frankfurt, Bari, Karlsruhe, Bologna și așa mai departe. Chiar și Santorini. Asta este zona bună, dacă vreți, și care va duce la dezvoltarea aeroportului, dacă toate aceste proiecte se vor întâmpla în termenele pe care le-am amintit mai devreme. Pe zona de drum. Pe centură. În această perioadă au fost cam până în 100 de oameni mobilizați pe centura de sud și cam 30-40 de utilaji. Pe zona cealaltă, de la A1 la Orțișoara, pot să spun că lucrurile nu merg potrivit, am văzut că există un interes pe un semn giratoriu la Remedia. Păi, haideți să încerc să fiu constructiv. I-aș îndemna să citească OG43. Articolul meu încătă e 27 aliniatul 1, în care spune că ideea de a realiza un semn sigilatoriu la Remedia către Bucovăți și celelalte localități, să știți că nu e treaba naivului. Adică cel care cere și ridică problema ar trebui să o facă el. Așa că aș îndemna Consiliul Județean, ca să fiu mai clar, să citească bine legea, și anume OG43, și să vadă că ei sunt cei care trebuie să rezolve problema, pentru că intersecte de drumul județean cu drumul național și drumul național nu are nici cea mai mică problemă de trafic. Problemele de trafic sunt pe drumurile județene și conform OG43, deținătorul de sau administratorul de drum care are o problemă, trebuie să realizeze intersecția. Așa că, nu știu, consilierii domnului președinte ar trebui să îl învețe mai bine ce are de făcut și care e cadrul legal. Pe centura de vest este același ping-pong. N-am niciun fel de noutăți, cum că s-ar fi ajuns la o înțelegere între primăria municipiului Timișoara și Consiliul Județean, pe ce vă spuneam în urmă cu 2-3 săptămâni. O să ajungem în situația în care să rămână titular CNAI, dacă lucrurile vor continua așa, titular de proiect. Pentru că pot să vă dau exemple din această perioadă în care s-a depus o cerere de certificat de urbanism la Consiliul Județean în 28 decembrie,
care urma să fie analizată cu celeritate, vă repet, 28 decembrie, și care urma să fie analizată cu celeritate și celeritatea pare că 3 luni e încă în termen, chiar dacă e negativ. Și atunci, poate tot acest sistem mă face să mă gândesc că ce v-am anunțat în urmă 3 săptămâni sau când ne-am văzut ultima dată, e corect. Fiindcă altfel se va bloca toată această centură de vest în avize, în certificate și într-un ping-pong între Primăria Municipiului Timișoara și Consiliul Județean Timișoara. Și vă spun și anunț acum, dacă vor continua în același mod, titularul va rămâne mai bun. Și merge mai departe. O să răspund... O să... Titularul oricum în acest moment e CNAIL. Eu am vrut să-l dau mai departe către autoritățile locale. Se pare că... nu înțeleg mesajul meu. Și anume unul de înțelegere, dincolo de bătălia politică, dincolo de dorința tuturor de a ieși în față și a se bate cu cărămida în piept că fac un proiect sau altul, aici e nevoie de înțelegere și nu doar pe acest proiect, ci pe toate. Dacă se dorește implementarea lor. Pe zona de CFR, am văzut după ultima conferință de presă că am fost anunțat că sunt prost informat de către consilieri sau ceva de genul ăsta. Nu s-a schimbat nimic. Referitor la care? Înțeleg că s-a trimis o chestiune, ce știu, un schimb nou, e că acea comisie din primăria municipiului Timișoara a dat negație. Da, a dat negație, ceea ce ne duce în următoarea fază. Investiția a fost aprobată pe baza unui proiect, DALI și așa mai departe, de către CFR, la nivel național. Până acum, acel proiect n-a fost agreat de Primăria Municipiului Timișoara. Deci suntem în nu în acest moment. Deci investiția e blocată. Astăzi, când vorbim, pe acea negație. Eu o să-i chem, fiind această negație, și oricum fiind contractul, o să am o discuție cu cei de la CFR, să încerce să schimbe proiectul, dar inițial, finanțare și tot ce au aprobat, au aprobat pe baza unui proiect. Asta însemna o reluare de la capăt a întregii proceduri și a întregului șir de ședințe, de ceauri, de schimbări de temă, de toate lucrurile astea. Deci, o să fie un delay pe acest proiect de modernizare a gării. Nu, vreau să fiu foarte clar. Eu nu contest dreptul primăriei Timișoara, fiind pe raza municipiului Timișoara, de a avea și de a impune o anumită viziune de cum să arate anumite clădiri. E dreptul lor. Totodată, e și dreptul proprietarului de a avea opțiuni de cum să se dezvolte. O să încerc să deblochez acest proiect, pentru că oricum e în întârziere, iar acest ping-pong între minister și autoritățile locale, nu doar aici, va înceta odată cu adoptarea acestei legi, de care vă spuneam la început cu discuției noastre. Și ăsta e un lucru bun. Ăsta e un lucru bun pentru că se pierde, așa cum v-am spus, foarte mult timp pe schimb de adrese și de păreri între diverse instituții și între diverse agenții și așa mai departe. Astea sunt lucrurile în mare pe care vreau să vi le comunic.
Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Aș avea un prim răspuns mai dur, încerc să-l nuanțez, ca să nu intrăm în alte lucruri. Am văzut ce a spus din excursia sa domnul președinte al Consiliului Județean. Eu l-aș îndemna să se uită la cazul Belina. Este identic. Ceea ce poate n-a fost atent la ceea ce cere. În acest moment, Consiliul Județean s-au purtat discuții prin Dubai. N-are nicio calitate. Este copie la Indigo a cazului Belina. Dacă cineva bate la poartă la Jelava și nu știe cum să îi se deschidă, nu e treaba mea. Mai pe larg. Ministerul Transporturilor este proprietar pe un anumit număr de hectare la aeroportul Timișoara. Consiliul Județean nu are nicio calitate acolo. Niciuna. Dar, în schimb, s-a dus la un investitor privat, nu știu cine vreți, spunându-le că ne-am înțeles cu aia să facem pe terenul Ministerului Transportului. Cam așa a fost cu Belina. S-a dat terenul de la un minister către Consiliul Județean, care l-a dat către Teldum. În ce calitate s-au purtat aceste discuții? De ce? Cine e cel care a purtat aceste discuții? Tocmai vă aminteam mai devreme că Ministerul va investi în perioada imediat următoare acea sumă de bani pentru dezvoltarea zonei cargo. Ministerul este deschis la toate propunerile de dezvoltare a zonei cargo, fără niciun fel de discuții. Ministerul este deschis inclusiv la avea un proiect comun cu Consiliul Județean, dar vă amintesc ceva. Eu și alți parlamentari de Timiș în perioada trecută am făcut și proiecte prin care am cerut ca aeroportul Timișoara să treacă în administrarea, cum sunt multe alte aeroporturi, aproape toate în țară, în administrarea autorităților locale. Au rămas doar 3 aeroporturi în acest moment în administrarea Ministerului Transportului sau în coordonare. Timișoara, București și Constanța. Ca să vorbim de Timișoara, de fiecare dată s-a primit negație. Cum s-a primit și pe celelalte două. Din rațiuni de, să zicem, vecinătate adiacență cu zona de aeroport militar. Nu vreau să dezvolt. Nu s-a încercat doar odată, ci de mai multe ori să se treacă în administrarea locală a aeroportului Timișoara. Nu s-a putut. Deci, cum ar zice un fost șef de poliție de pe la Neamț, case closed. Da? Deci plecăm de la aceste date de intrare. Nu s-a putut. Din rațiuni de siguranță, securitate națională. Subiect închis.
Dacă vrem să dezvoltăm zona de cargo, nu se dezvoltă că te întâlnești pe stradă în Dubai cu cineva. Și ai... Zici, ți le dăm ție să dezvolți zona de cargo. Tu nu ai avut nicio calitate. Niciuna în acest moment. Dar, repet, toate aceste dezvoltări pe zona de cargo, una dintre ele v-am amintit-o și că e cu unul din operatorii, poate cel mai mare, la nivel mondial, se va face o parte din această dezvoltare, se va face prin investirea celor milioane de euro de către Ministerul Transporturilor. Și vă spuneam mai devreme că există un termen limit pe care începem să investim, să dezvoltăm o parte. Pe zona cealaltă suntem deschiși la tot ceea ce înseamnă dezvoltarea respectivă, respectând legea. Respectând legea. Pe centura de vest. Hai să dau un termen, chiar ultimul termen, de 2 săptămâni, în care autoritățile locale, că vorbim de Consiliul Județean Timiș, Primăria Municipului Timișoara, Primăria Săcălaz și Primăria Sân Mihai. Să se pună de acord, să facă o asociere, un ADI, cum au făcut mulți alții, și să vină la minister, fiindcă vom semna secunda 2 protocol de înțelegere. Dacă nu, rămâne la CNAIP. Nu mai pot să pierd timpul cu hârtii și responsabilități pasate de la unul la altul. Nu se poate. Da. Altă întrebare. Am întrebare. Să vă întreb, care ar fi calendarul pentru locul 2 al autostrăzii după câteva luni, în vedere faptul că a fost mai... Bună întrebare și vă mulțumesc. Mulțumesc. Din păcate, în momentul în care am ajuns în minister, s-a întâmplat așa. O procedura pentru celebrul tronson de urși, da? Cu pasajele de urși. Cei dinaintea mea făcuseră o licitație de tipul următor, cu precalificare. Adică, s-a dat un termen, au venit, nu mai țin minte cât. Nu. Un număr mai mare de firme au depus oferta, era cu precalificare și s-au calificat primii 6. În momentul în care s-au selectat primii 6, repet, asta este o procedură care s-a întâmplat înainte de a veni ministru. În momentul în care s-au calificat și i-au calificat pe primii 6, o altă companie care nu s-a calificat, Actor, a dat în judecată. Asta Nairu mult timp în proces a câștigat înainte. Și anume faptul că eliminarea acelei companii a fost corect. Au rămas și 6, care au avut termen de depunere, cred că la începutul acestei luni sau finalul lunii februarie. S-a depus o singură ofertă, dar doar din cei 6, care nu e conform. Scuze, deci toată procedura în acest moment, care a început cu ani în urmă, o reluăm. Din păcate, se va relua. Vreau să intrăm pe nou cadru legislativ. Pentru că este evident în acest moment că modul în care a început cu ani mulți în urmă, inclusiv prețurile nu sunt actualizate, toate aceste lucruri au dus, într-un final, la preluarea acestei proceduri. Să știți că nu puteam să intervin într-o procedură care s-a întâmplat în urmă cu, sau a pornit în urmă cu câțiva ani. Am sperat ca lucrurile să meargă pe o procedură pornită, cred că în urmă 3-4 ani, în urmă cel, pot fi duse la bun sfârșit. Iată că nu pot fi duse la bun sfârșit. O să... Păi e
n-am intervenit, care însemna să, să nu respect legea, dar o să am o rugăminte la cei la, de la CNAIL, ca acest calendar, cu o nouă procedură, nu mai facem precalificări, cu toate lucrurile astea, să fie unul foarte scurt. Haideți să facem comunicarea, cred că zilele astea s-a făcut, dacă nu chiar azi, sau aseară, comunicarea că se anulează această licitație. O să dăm, o să dea până eu, asta e desfășurarea. Trebuie să dea un termen astfel încât cei care doresc să vină să depună oferte, un termen rezonabil, dar mai e ceva. CNAIL-ul trebuie totuși să umble și la o reactualizare a prețurilor, astfel încât să existe doritori să facă această porțiune. Faptul că pe procedura care a început în urmă cu câțiva ani, în care într-un final au rămas 6 și într-un final a rămas doar unul care a depus o ofertă neconformă, arată că lucrurile nu s-au dus în direcția corectă. Și trebuie îndreptate. Aici, din păcate, lucrurile nu au mers conform calendarului gândit de cei care au început în urmă cu mulți ani. Și nu au mers că, pe de-o parte, a fost acel proces care a durat mult și care s-a încheiat, cred că, la începutul anului ăsta, pe care e desfășurarea pe care o știți. O să fiu foarte atent, astfel încât tot acest proiect care este, nu știu, parcă e blestemat. Eram prim-ministru când spunea ministrul transporturilor, nu mai știu cine era, cred, Cuc, că trebuie să vadă cum e cu bucata aia și îmi spunea că trebuie să facem pasaje pentru urși. Noi neavând urși în Banat, să ne înțelegem. La noi nu prea există în zona asta urși. Dar așa a fost aprobat proiectul. Nu vreau să comentez. Credeți-mă că voi da și le voi cere celor de la CNAIL, că mai mult de atâta n-am voie să fac în fond legii, să dea termene foarte scurte, dar pe proiecte realiste. Este evident că modul și ce au gândit cei care au gândit în urmă cu mulți ani, cu precalificări, cu... nu mai e de actualitate. Asta e. Putea fi respectat termenul pentru că avanii... Până la urmă vorbim de... Cred că mai... Vorbim undeva în jur de... Nu sunt 14 km, știm toți, pentru că s-a mai lucrat pe capete. Cred că sunt undeva în jur de 9, dacă nu mă înșel. Pe un calendar scurt, pe un nou cadru legal, pe care vă spuneam la începutul conferinței de presă, da. Dacă nu schimbăm, și ăsta e un exemplu, dacă nu vom schimba tot acest cadru de care vă aminteam la începutul discuției noastre, sunt sceptic. Pentru că încep să cunosc foarte bine modul în care acționează autoritățile din România, incluzând aici și CNAIL-ul și toate din subordinea Ministerului. Și atunci trebuie așezate lucrurile într-o altă formă. De-aia este esențial și voi insista, și voi face presiuni, ca aceste schimbări să se întâmple cât mai repede. Nu e singurul caz. Nu este singurul caz, din păcate, de reziliere care se va întâmpla în perioada următoare. Pe proiecte nerealiste, pe neseriozitatea unor constructori, aici nu e cazul. Aici ofertele nu au fost conforme. Sau oferte. Și atunci trebuie schimbat ceva. Ce? Regulile după care se joacă în acest domeniu. Am venit cu o propunere, am lucrat împreună cu colegii, v-am spus, vreo 3 săptămâni, dar nu cu șefii din CNAIL, ci cu cei de jos care se lovesc de aceste probleme. Și am
pus în urmă câteva zile în transparență publică acest cadru nou. Lovește, în ghilimele, în foarte multe lucruri. Și în legea achizițiilor publice, și în HG-uri pentru expropie, și în HG-uri legate de autorizații și așa mai departe. Asta este. Am decupat-o doar pentru transporturi, pentru că e responsabilitatea, să zicem, pe care o am acum. Că vor și alții, cum deja primesc telefoane de la alți titulari de ministere, să se lege de acest nou cadru, n-am nimic împotrivă, că nu am marcă înregistrată la Ministerul Transporturilor. Dar am o singură condiție. Să nu se folosească de dorința de a se lega de acest proiect ca să-l blocheze. Dacă se va încerca acest lucru, o să vă anunț public. Este riscul să se pierdă mult mai mulți bani. Nu doar chestia asta. Dacă vom continua să lucrăm după aceleași reguli, în aceleași îngrădiri, nu doar asta se vor pierde mulți alți bani. Din păcate. Știți? Tot ceea ce am propus noi în acest moment, și vă repet, e în transparență publică, nu încalcă nicio directivă. Nu se încalcă absolut nimic. Noi am făcut următorul lucru în România. Toate guvernele. Toate. Există un cadru european, fiindcă vorbim de bani europeni, în general, care ne-au dat limitele în care să dezvoltăm legislația națională. În schimb, noi n-am încercat să ne ducem cât mai la maxim pe acel cadru european dat de Comisie, de Parlamentul European și așa mai departe. Noi ne-am îngrădit noi și mai mult. În acest moment, din îngrădirile date prin legislația națională, ceea ce încerc eu să fac, e să ne ducem până la maximul dat de directivele europene. Maxim. Așa cum am făcut polonezii. Polonezii asta au făcut. Am fost săptămâna trecută ședință de guvern comună cu guvernul polon. Am avut o discuție de câteva ore bune cu ministrul Adamczyk al transporturilor din Polonia. Exact lucrul ăsta mi-a spus. Exact. Și în acest moment lucrurile merg cum trebuie. Și știți foarte bine, de an bun merg cum trebuie în Polonia pe dezvoltarea infrastructurii. Deci, repet, nu încălcăm directive, ca să nu fiu înțeles greșit. Acceptăm faptul că în acest moment suntem pe directive de mediu, de exemplu, în care trebuie să vedem comportamentul gândacului, nu știu care, în toate cele patru anotimpuri, cum are comportamentul și iarna, și vara, și primăvara, și toamna, pe studii de mediu și de impact. Asta e directiva europeană, nu intrăm peste. Dar ne organizăm mai bine în interior. Încercăm să ne ducem spre limitele date de directivă, așa cum au făcut alte țări, care și-au dezvoltat infrastructura de transport în acești ani. Evident, astea sunt lucruri care vin ulterior. N-am de unde să speculez. Dar pot să vă spun ce am prins în acest nou cadru. Și mulțumesc de întrebare. Actualizarea prețurilor din 6 în 6 luni. 2. O chestiune foarte importantă. Plata directă către prestatori și furnizori. Poate nu vă spune mult lucru chestiunea asta, dar încerc să, dacă vreți, să exemplific. În acest moment vine cineva și câștigă un anumit contract. Că-i Cnail, că-i CFR și așa mai departe. Are niște subcontractori declarați. Sau nu.
Dar el este singurul care are relația cu plătitorul. Păi, Ministerul Transportului sau cu companiile din. Sunt multe exemple, numai petițiile pe care le am eu la cabinetul ministru, în care ministerul plătește, iar cei care sunt titulari de contract nu plătesc către cei care au făcut treaba de desubt de ei. E, în acest moment eliminăm această chestiune. Se plate, plătit direct de către minister, de către CNAIL, de către cine, CFR, direct către cei care fac lucrarea respectivă. Asta este o altă prevedere extrem de importantă. Pentru că au fost cazuri, nu vreau să dau exemplu, în care s-au plătit și, în general, v-am spus că în acești cazuri n-a fost o problemă de lipsă de finanțare. S-au plătit lucrările, iar cei care au fost, au câștigat și sunt titulari de contract, n-au dat mai departe. Pentru cel care, nu știu, a furnizat piatra, pentru cel care a adus diversi prestatori și furnizori. Și au intrat mulți în faliment. Din această cauză. Eliminăm. Pot să plătesc direct către cei care lucrează. Pe baza unor documente, bineînțeles, justificative și toate lucrurile respective. Și dacă nu pot fi modificate aceste prețuri, există riscul ca acum, la această nouă licitație, să nu se prezinte nimeni? Eu... reactualizarea prețurilor. Am avut să vă spun un secret care să devină bun. În cele trei... Aseară m-au informat și cei de la CNAIL că s-a ajuns la această concluzie, eu nu pot să-i intervin, să ar fi, ar însemna să încalc legea. Cum nu puteam să intervin nici mai devreme determinarea acestui proces lung, cu precalificări, cu o nebunie. Dar mi-au transmis că oferta depusă e neconformă. În acest moment, singurul lucru pe care l-am cerut să-l analizeze cei de la CNAIL este să vadă cumva ceea ce au scos ei ca sumă, ca sumă, mai este actuală. Adică vorbim de o sumă care a fost scoasă pentru implementarea proiectului în urmă cu câțiva ani buni. Este evident pentru toată lumea că prețurile au sărit în aer și știm cu toții. Deci, eu le-am recomandat să se uite pe o reactualizare, fiindcă un semn important a fost faptul că dintre cei 6 care s-au calificat, a depus doar unul. Iar cel care s-a calificat, acum spun o chestiune care... Dacă... A venit cu oferta aproape dublă. Față de ce... De ce... De sumă oferită. Da? Nu, practic, asta era neconformitatea. Exact. Asta a fost neconformitatea. Ceea ce spune ceva, eu nu mi-l pe ei. Pentru că toate materialele, absolut tot, față de când am început, în urmă cu câțiva ani, evident că au crescut. Cerința mea aseară către colegii, către managementul de la primărie, să încerce să reactualizeze rapid. Asta colaborată cu schimbarea cadrului legislativ îmi va da o doză de optimism că nu pierdem bani. Dacă nu schimbăm cadrul, vă spun aici, vă declar public, nu se vor pierde doar banii aceștia, se vor pierde mulți bani de către România. Pentru că am văzut din 2007 pe diverse exerciții bugetare cum s-au tot fazat. Ăsta e un exemplu. S-a dus de pe un program pe altul. De pe un exercițiu bugetar pe altul. E ultimul tren. Și nu e singur. De aceea e necesar să schimbăm cadrul. Spuneți la început, referitor la propunerea asta de lege pentru modificarea achizițiilor publice, că se dorește ca rezilierea unui contract să se poată face în maximum 4 luni. Nu. Asta nu, poate n-am explicat eu bine. Reatribuirea. Exact. În maxim 4 luni se poată, maxim, repet, maxim, se poate să intre altcineva în locul celui cu care s-a reziliat. Ok.
Și asta înseamnă că o procedură de reziliere și reatribuire este mai complicată decât o atribuire inițială, să spunem așa. Asta înseamnă că o atribuire inițială ar trebui făcută în 2 luni sau 3 luni. Și dacă da, din momentul în care toate condițiile sunt îndeplinite, da, cam atâta este, cred că 60 de zile. Și cum se va putea face lucrul ăsta? Pentru că în actualele condiții pare o idee total nerealistă. Nu înțeleg ce mă întreb. Sincer, ce se face? Cum se va putea rezilia un contract și reatribui lucrarea în termen de 4 luni prin noua legislație? Care va fi? Care răspuns scurs ar fi următorul. Și sigur, pe larg, dacă doriți amănunte, v-am spus că de câteva zile e în transparență publică acest proiect. Deci nu e nimic secret. E pus pe site. Se dau 3 notificări. Prima. Nu vreau să dau acum nume, că după aia mă trezesc cu de companie. Mă rog, nu merge o lucrare cum trebuie. E prima notificare. A doua, a treia, de curs de 30 de zile. Pa! După care intri într-o procedură care se numește licitație fără publicare. Ce înseamnă asta? E detaliat, repet, puteți vedea pe site. Haideți să dau exemplu pe care l-am tot discutat până acum, cel cu pasajul de ușă. Da? S-au calificat 6. Dacă ar fi depus toți oferte. Și am reziliat că nu și-a îndeplinit termenii contractului. Cel la care a câștigat. Deci facem un studiu de caz. Îi chem pe toți ceilalți 5 care au depus oferte inițială și fac o licitație fără publicare, care înseamnă termenul mult mai scurt. Și care îmi dă voie directiva europeană. Da? Mai dau o obligație, în schimb, că n-ai eu. Că nu poate să fie nici ei așa să zburde pe câmpii. Obligația este ca din 3 în 3 luni, pe toate lucrările gestionate de CNAIR, trebuie să dea un certificat de bună purtare. Cu o anumită companie își face treaba sau nu. Dacă nu sunt minim 3 când am reziliat un contract, da? Și n-au fost, nu sunt, inițial n-au depus mulți ofertă pe lotul respectiv, selectez pe baza acestor certificate de bună execuție, minim 3 care să vină să depună ofertă. Da? O să am 20. Mi-am spus minim 3. Trimiți către toată lumea, da? Pentru cei care au certificate de bună execuție. Toată această procedură se scurtează. Și asta este pentru. Dacă vă veți uita pe lege, o să vedeți că sunt splitate lucrurile. Pentru contractele în derulare, astea care sunt acum, să pot să intervin pe ele. Pentru viitoarele contracte pe care le va semna CNAIR, e o procedură și mai scurtă. Și care e, să zic așa, se înscrie în cadrul directivelor europene. În care pot să mă duc direct la oferta de pe locul 2. Deci pe contractele noi. Ce se întâmplă? Desfășurarea e următoare. În momentul când e un proiect nou, CNAIR-ul trebuie să-l ridice în SEAP, caiet de sarcini, toate lucrurile, știți, da? Iar în caietul de sarcini trebuie să treacă condițiile, inclusiv contractul pe care se duce. Iar eu trec din start cu și cel care va câștiga va ști următorul lucru. Dacă nu îți îndeplinești termenii contractului, una, două, trei notificări, am terminat și mă duc și discut cu cel de pe locul 2 care l-a câștigat. Nu merge, 3 și așa mai departe. Dar studiați pe el cât se poate de doar schema logică, dacă vreți, din ordonanța asta. Înțeleg, și a doua întrebare, dacă se poate. A fost anunțată oficial numirea doamnei Danielescu în funcția de inspector școlar general.
Ați susținut această numire sau v-ați opus ieri? Ieri? Nu, dacă v-ați opus acestei numiri, ați susținut-o sau v-ați opus numirii? Sigur că nu e o premieră. Faptul că Aura Danilescu este... Dacă este, nu știam că s-a făcut chestiunea asta, aveți cuvântul meu de onoare, nu știam premier, oficială chestiunea. Dar nici nu vreau să fiu ipocrit, să spun că nu eram informat de treaba asta. N-am fost ca negocieri dintre PSD și PNL la nivel